Da, bunică, cum să nu? Abia așteptăm să te vedem. Hai, te așteptăm. Ceau, pa! Da. O zis bunica că vine pe la Super, dar de ce te bucuri așa tare? noi! Băi, pentru că, nu știu dacă știi, dar ea zicea că are ceva să ne zic important. Știi ce înseamnă asta? Iar un Nu. apartament. Și a zis că de la o vreme se simte rău și că ar trebui să se gândească că apartamentul trebuie să îl primească Serios? cineva. Yes! Gata, ne comportăm frumos. Da? Bă, frumos așa. N-au primit? Să rămână bunica. Să rămână. Ce faci? Hai. Ce faceți, măi, nepoți, măi? Am venit pe la voi că am ceva important să discut cu voi. Ceva important? Ce s-a întâmplat, Ce bunica? s-a întâmplat? Măi, nepoată, am venit aici la tine să-ți dau o veste foarte, foarte importantă. Fii atentă, am fost zilele trecute la spital. Ai! Să duc niște mâncare la vecina, că nu i-a fost prea bine. Ah. Și m-am gândit eu să-mi fac niște analize. Și cred, o ieși prost. Ai! O ieși prost că nu s-o înțeles nimic, dar am refăcut și în sănătoasă tu. Ah. Și cum am plecat eu spre casă, m-a călcat un șofer. Ai! M-a călcat un șofer pe nervi pentru că o fluiera după mine. Eu bătrână, femeia e bătrână. Ah. Și după aia au început să mă ia inima, m-am speriat. Că mi-am amintit că nu mai sunt fată tânără și frumoasă. Ah. Da, aici începe acțiunea. După aia de supărare am fost la Lidl și credeți, am luat Corona. Ai. Corona și două sticle de vin. Vinul l-am băut, Corona mai am încă o sticlă în frigider. Ah. Dar după aia mi s-a făcut rău. Că s-o termina prostul la Imar Magnificu. Și așa de rău mi s-a făcut că am crezut că mor. Că mor de șudă, că mi-am pierdut timpul să mă uit la prostia aia. Și după aia m-a sunat medicul și a zis că nu mai trăiesc mult. Nu mai trăiesc mult cu proteza aia și îmi trebuie una nouă, că trebuie schimbată, că aia mai ține încă vreo 40 de ani. Și cu apartamentul ăla vechi, ce o să faci, bunica? Păi ce să fac? Vă lăs vouă! Ai! Vă lăs vouă tabloul deasupra capului meu unde dorm eu! Și altceva ne mai lași, bunica? Vă las în pașii, băi! Că așa v-am bodogănit la cap, atâta v-am bodogănit! Vă las să vă faceți un rost al vostru, că vă cât tare sărași mai sunteți! Ia uite și sărași! Nici o casă n-ați reușit să vă luați. Ești ok? Mă doare inima, cred că am palpitații de la... Dar și ai mult, că s-a venit rău? Altul care nu poate să primească o veste ca lumea că-i venit rău. Bun, bunică, și am înțeles, vrei să ne dai o veste. Spune-mi despre ce-i vorba. Am o veste foarte importantă pentru voi. Mă mărit. Hai! Am găsit un tineret de 72 de ani. Carne proaspătă, știi cum stă carnea priei? Păi bine, bunica, și de la noi de ce ai nevoie? Cu ce ajutăm noi? Da. De niște bani din împrumut. Păi n-aveai tu niște bani? Unde-s banii aia? Și pe luna de mieri, îți dai seama. Păi tu crezi așa că o lună de mieri în Zanzibar e ieftină? La mine nu-i lună de miere, e lună de naftalin. Și pe apartament nu prea am luat cine știe ce, îți dai seama. Na, și să faci? Trebuie să faci sacrificii dacă ai unul mai tinerel ca tine. Cum, bunică? Ai vândut apartamentul? Păi nu ziceai că trebuie să ne dai uneia dintre noi? Aia care se mărită prima? Păi da, măi, da! Păi nu v-am spus la toți? Doamne! Primul care se căsătorește primește apartamentul. Acum la, ce era să fac dacă tot eu am fost aia? Hai, n-ai niște bani să mă împrumuți?